Avram Iancu și-a stabilit traversarea canalului Mânecii în prima săptămână a lunii august. Antrenamentele pentru acest moment sunt extrem de dure, deoarece distanța dintre cele două maluri trebuie parcursă de sportivi echipați în slip la o temperatură apei care nu depășește 15 grade Celsius. Într-o istorie de 200 de ani, de când se traversează în not canalul Mânecii, am constatat că niciun român nu s-a încumetat să înoate, cu atât mai puțin să și reușească. Fapt pentru care mă simt puțin lezat în orgoliul meu de român. De Avram Iancu? De Avram Iancu, sigur. Avram Iancu nu poate accepta așa ceva. Convins că va reuși să treacă în not canalul Mânecii, Avram Iancu s-a antrenat ieri în lacul Cinciș, unul dintre cele mai mari din județul Hunedoara, care are o lungime de 5 km. Am dat drumul. Paralel cu barca, vino spre noi, mai mult spre noi! Stânga! Hai, hai, Avram! O tărât! Hai, aici! Pe toată durata antrenamentului, sportivul a fost încurajat de prieteni și familie. De la Petrușan am venit ca să susținem. De la câți kilometri? 70. Pe bicicletă? Da, indiferent de vreme, nu contează. Ne bucurăm foarte mult pentru că e de la noi din vale și este... Deci îl știu de mult că merge cu bicicleta și aleargă și ocazia asta va fi foarte bună. Deci eu mă bucur foarte mult și îl susțin și aș vrea să reușească. Mă simt excelent, mă bucur că am reușit. M-am simțit foarte bine, mai ales în a doua parte, unde am și ridicat strocul mai mult. Ce să vă mai zic? Cum a fost apa? A fost bună, undeva la 19-20 de grade. E puțin cam caldă pentru ceea ce vreau eu să fac, dar cu siguranță vom merge și vom înota în ape mult mai reci. Programul de pregătire al înotătorului presupune, pe lângă 3 sesiuni săptămânale de înot în lacuri cu apă rece, alergări zilnice de 4-5 km în masivul Parâng și plimbări lungi cu bicicleta.